Circa 11.000 de târgumureșeni de etnie maghiară și-au manifestat dorința de a participa la prealegerile organizate de partidele maghiare. Dintre aceștia, mai puțin de jumătate, respectiv 4.437, s-au prezentat la secțiile de votare amenajate în diferite biserici din cartierele târgumureșene. După numărarea voturilor, candidatul UDMR Șoș Zoltan a adunat peste 62% dintre voturi. După numărarea voturilor, candidatul UDMR Șoș Zoltan a adunat peste 62% dintre sufragii. Acesta a fost urmat de președintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania, Portic Vilmoș, cu aproape 30% și activistul civic Borobaș Micloș, cu puțin sub 9%. Prealegerile au menit să elimine o concurență, să zicem, nedorită între partidele maghiare, evident. Dacă până acum eram candidatul sau precandidatul UDMR, de mâine sau de azi deja reprezint toți Târgu Mureșenii care vor o schimbare în viața acestui oraș. Înainte de aceste prealegeri, partidele maghiare s-au înțeles să susțină candidatul care va ieși învingător. Șoș Zoltan este de părere că părțile se vor ține de promisiune, însă trebuie discutată forma în care se va realiza coalizarea pentru alegerile locale din 2015. În orice caz, numărul mic de etnici maghiari care au participat la alegeri dovedește că principala grijă a partidelor maghiare va fi modul în care pot mobiliza alegătorii. Eu o să fiu partener pentru toți Târgu Mureșenii care realmente doresc o schimbare și rămâne deschis pentru toată lumea această coaliție, să zicem, pentru a aduce în fruntea Târgu Mureșului un primar care dorește binele acestui oraș. Dacă prealegerile erau destinate numai Târgu Mureșenilor de etnie maghiară, campania candidatului maghiar va fi bilingvă, în condițiile în care Șoș Zoltan este convins că poate reprezenta și interesele comunității române. Târgu Mureșenii vor fi chemați la urne să voteze primarul și consilierii locali în luna iunie anului viitor.